Cei mici de la Gheorghe Lazar au hotărât ca astăzi să sărbătorească. Fiecare s-a îmbrăcat în câte o țară, cum ar veni. Mm. Sau în veșmintele tradiționale ale unei țări sau reprezentative. Duță este la colegiu și află cum sărbătoresc ăștia micii. Hai să vedem partea educativă din toată treaba asta și în plus că abia a început școala luni și deja nu facem nimic astăzi. Duță! Hai! La luptă, vitezii mei! Hai că întreabă, mă scuzați! Să trăiți, brăreața domnul Dani! Vă salut din curtea liceului Gheorghe Lazar și ca în fiecare an aici se sărbătorește Ziua Europei. Practic, câte o clasă reprezintă o țară. S-au pregătit, au costumații, coreografii, ce mai? La ora 10 începe spectacolul. Să nu mă supărați că ați văzut, vitejii mei. Acum vorbim cu Sasha, unul dintre organizatori. Anul trecut clasa lui a câștigat și acum s-a ocupat de organizare. Neața, bine v-am găsit și la mulți ani! Măi, Neața, bine v-am găsit! Uitați aici, noi ne-am strâns tot colegiul Gheorghe Lazar. Suntem aici de câteva ore bune, de pe la ora 6. Ne pregătim pentru ziua cea mare. Astăzi toată lumea a venit costumele, cu decorurile și au își pregătesc dansurile, repet, în spatele nostru. Aici se, clasele mici, de la clasele de gimnaziu până la clasele de liceu, mari de a 11-a. Este un proiect pe care cu toții îl iubim și participăm cu toții la el. Cu cât timp vă pregătiți înainte? Că am văzut aici coreografii, costume, adică se lucrează. Da, este adevăr foarte multă muncă pentru toate clasele. De obicei cam 2-3 luni înainte, fiecare clasă își primește țara pe care o va reprezenta astăzi și de atunci până astăzi se pregătesc intens, ultimele săptămâni fiind cele mai intense. Tu anul, clasa ta anul trecut a câștigat, ce țară ai reprezentat? Anul trecut am reprezentat Cehia împreună cu clasa mea când eram clasa 10-a și am avut un moment demn de câștig. Anul ăsta la fel o să fie un concurs și vom vedea care va fi clasa care ne va lua ștafeta pentru anul viitor. Am înțeles. Am văzut și clasele mai mititele aici, cei de mai devreme pe care i-am antrenat eu. Clasa 5 am înțeles că sunt. Da, sunt clasa 5-a, sunt mici, abia au venit și ei în liceu, la noi în gimnaziu. Au niște coordonatori foarte buni, se implică și părinții la ei, că sunt mici. Au dansuri oricum foarte frumoase, momente lungi, adică se vede implicarea absolut tuturor. Acum stai puțin, că am văzut aici trei capitani de echipă. Ce țări avem? Sărbâinile Bunionața, tu ce țară reprezint? Italia, reprezint Italia. Moment artistic, cu ce v-ați pregătit? Decoruri, dans, cam tot ce implică un moment bun și ne pregătim de vreo două luni și ceva pentru el, așa că... Italia, un succes, tu? Belgia, tot la fel, costume. Voi v-ați făcut tot? Da, am încercat să facem cât mai bine, am muncit fiecare și sperăm să iasă bine. Bravo! Ce țară reprezinți? Lituania. De ce crezi că o să câștigi? Cu ce sunteți voi mai buni decât ceilalți? Ne-am implicat foarte mult, am petrecut foarte mult timp pictând panouri, făcând coreografii, costume, totul de la zero. Am înțeles. Sasha, mult succes la ora 10, începe spectacolul. Eu o să rămân în caut vitejii. Domnul Răzvan, domnul Dani, ne vedem puțin mai târziu, că mi-au fugit vitejii. Băi, vitejii mei, soldați, hai, păi ce facem, tata? Hai că avem luptă grea de dus. Să trăiți, ne vedem puțin mai târziu. Hai, hangar, pregătire, gata, hai. 3, 2, 1 și viteză. Ce viteză, nu Duță mai luptă cu stânga. Mulțumim, Marinica. Duță luptă cu stânga, e că ăla de la Tottenham, mijlocașul de aseară, care a dat 3 goluri cu stângul, deși el e dreptaci. Da, exact. Legătura cu Duță nu există. Dar ce erau, spartani? Ce erau? Cine erau dânsii? Cred, romani. Ce, romani, nu spartani. Aveau deci, mască spartanii de... Spartanii nu erau mai... Păi erau greci. Păi da, dar...